Doamne, sunt multe pe această lume pe care nu le înțeleg. Sunt multe pe care nu le cunosc și sunt multe cele care caută să mă depărteze de Tine. Dar Tu, Părinte veșnic, Cel ce sălășluiești în toate cele știute și neștiute, acoperă astăzi slăbiciunea mea cu puterea Ta cea atot biruitoare și risipește Tu neștiința mea cu lumina Ta cea dătătoare de încredere și de înțelepciune. Apropie-mă de cele sfinte și curate și depărtează-mă de cele ispititoare și întunecate, căci astăzi vreau să pot striga cu glas tare: Slăvit fie Domnul, Cel care mă ține cu pace în suflet. Amin. Doamne Sfinte, Cel ce Te-ai arătat nouă și Cel ce binecuvântezi pe cei ce se roagă Ție, dă-mi, Doamne, și în această zi putere și credință ca să pot face voia Ta și fi alături de mine în toate câte mi-am propus. Eliberează-mă de toată îndoiala și neîndrăzneala și luminează-mi inima și gândul ca să mă pot bucura de darul vieții și ca să-Ți pot cânta cu recunoștință slavă. Stropește, Sfinte Hristoase, sărmana inima mea cu roa cea dulce și plină de viață a Harului Tău. Dă-mi astăzi cuget bun, smerenie și aducerea minte, curățenie sufletească și ascultare. Dă-mi sănătate și răbdare, voință neclintită și blândețe, și ferește-mă de ispite, de oameni vicleni, de focul patimilor trupești și de slăbiciunile sufletului. Și fii Tu mie astăzi apărător, în fața tuturor primejdilor ce mă pândesc. Stropește, Sfinte Hristoase, sărmana inima mea cu roa cea dulce și plină de viață a Harului Tău. Și nu mă lipsi astăzi, Doamne, de bogăția arătată de Tine celor ce Te slăvesc, ci cu iubirea Ta înconjoară-mă și ajută-mă să răzbat tuturor greutăților într-un sfânt numele Tău. Și izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, ca să pot vedea cu ochi noi și curați frumusețea lucrării Tale pământești și să mă pot bucura de tot ceea ce Tu îmi dăruiești. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Este cartea în care veți găsi cele mai puternice 100 de rugăciuni pe care nu le găsiți în nicio altă carte și vă recomand vouă, vă recomand fiecăruia și fiecăruia dintre voi. E o carte pe care trebuie să o aveți în casă, atât pentru voi, dar în același timp poate fi și un cadou foarte frumos pentru cineva drag din viața voastră. Gândiți-vă, ce e mai frumos decât să faci cadou cuiva drag
o carte de rugăciuni și sper ca fiecare dintre voi să aibă cât mai curând această carte în casă. Pentru cei care vor deci să comande cartea, vă rog să folosiți linkul din descrierea videoclipului. Este un link pe care îl găsiți atât în descriere, cât o să-l las și în comentarii, o să-l las în topul comentariilor și veți putea avea această carte în câteva zile, indiferent de unde sunteți, din România, din orice colț al țării, cartea va ajunge la voi în câteva zile prin curier rapid și lăsați ca puterea acestor rugăciuni din această carte, care pentru mine au făcut atâtea și atâtea minuni, să facă minuni și în viața voastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze!